Adu aminte acestor două slugi, ce poruncă le-ai dat când i-ai pus în acest salon? De 20 de ani nimeni n-a ridicat acel vas de acolo, era doar o înscenare, n-avea nicio treabă. Trebuia să verifice loialitatea ascultării și supunerii față de stăpânul conacului în ceea ce privește calitatea lor de, cum să spun, de toate darurile primite prin această supunere, nu umble acolo. Și atunci le-a spus stăpânul, credincioșii mei, vă rog frumos să părăsiți salonul, să vă întoarceți la statutul de slugi și să nu-l mai huliți pe Dumnezeu, că de n-ar fi căzut Adam și Eva, vouă v-ar fi fost mai bine. Iată, astăzi voi ați luat locul lui Adam și al Evei, călcând cuvântul meu. Și a pus să-i biciuiască și să-i pună la treabă. Același lucru ni se potrivește și nouă astăzi câteodată, atunci când Dumnezeu ne-a dat sănătatea, frumusețea, capacitatea intelectuală, bărbăția, demnitatea, suntem vânjoși, suntem buni de treabă, dar noi în loc să o facem pe stăpânii, ne mai muțărim și ne văicărim întotdeauna, ori fie ca slugile, ori ca victimele, încercând să găsim un țap ispășitor în altcineva și nu în propriile noastre neputințe. Cu mai puține vicii și cu mai multă străduință, cu mai puține figuri în cap și impresii, noi putem deveni ceea ce trebuie să fim într-o societate normală și să nu găsim responsabil de toate lipsurile sau neajunsurile pe alții, nu că n-ar fi și din aia destui, dar nu că nu ne-am vedea și noi ale noastre neputințe care ne-au adus în această situație. Și o să mă întrebați de ce v-am spus lucrul ăsta. Fiecare om din noi suntem un om în grădina lui Dumnezeu. Și fiecare om care a venit pe pământ s-a născut cu un logos, cu un drum, cu o obligație, cu o datorie, cu un îndemn, cu o atribuție. Noi n-am venit pe pământ să ne mulțim așa precum puii de șobolan în gluga de paie, când o muți, sar 50, dar nu știi ce-i cu ei acolo, nu? Noi fiecare ne-am născut cu un nume, cu un har, cu un botez, cu o credință, cu o lucrare, cu o înțelepciune și trebuie să o punem la capăt. Când am ajuns la egal cu, după formula lui Dumnezeu, noi ca să trecem examenul vieții trebuie să avem o anumită cantitate de fapte, de gândire și de lucrare care îi place lui Dumnezeu să putem moșteni împărăția de dincolo. Așa spune Evanghelia. În momentul când ne complacem și stăm în starea de corigență, stăm în starea de repetenție spirituală, de nihilism, de ateism, de figuri, de scuze, de hule, pe Dumnezeu nu-L interesează. Repet încă o dată, dacă acest vameș cu figurile lui în cap și cu averea lui s-a putut pleca pe sine să coboare din copac și să-L cheme pe Iisus în casa lui și să-i și devină următor și ascultător și împlinitor al poruncilor și sfaturilor lui, nici noi nu suntem scutiți de a fi proprii noștri vameși pe care îi mai coborâm din impresiile de sine și îi integrăm în viața normală, atât socială cât și cea creștină, devenind noi responsabili pentru pruncii noștri, pentru nepoții noștri, pentru fiii noștri, pentru prietenii noștri, pentru colegii noștri, să putem construi ceva sănătos în Dumnezeu și cu Dumnezeu. O zi bună, amin.